să revin în Timișoara chiar astăzi, ziua de 15 mai, când sărbătorim a 20-a aniversare a Zilei Internaționale a Familiei, ocazie cu care doresc să transmit la mulți ani tuturor familiilor din România și cu toată responsabilitatea vă spun că gândul meu astăzi se îndreaptă către cele peste 750.000 de familii monoparentale, de mămici sau tătici care își îngrijesc singuri copiii. Și am în vedere în mandatul de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, inclusiv a persoanelor vârstnice, ca familia să își reia rolul și statutul social într-o societate normală. De aceea și măsurile pe care le avem în vedere în cadrul Ministerului Muncii, plecând de la prima zi de naștere, de la copil și până la bătrânețe, către persoanele vârstnice, pe toate domeniile să avem programe concrete, programe care pot fi susținute atât de la bugetul de stat, dar și din cei mai ieftini bani, banii europeni. În ceea ce privește Timișoara, aș vrea să vă să felicit județul Timișoara pe toți. Aș vrea să felicit județul Timiș pe toți timișorenii pentru faptul că au concentrat aici un mare număr de companii care, desigur, sunt cei mai mari angajatori la nivelul României, având o rată de ocupare de aproape 80% și o rată a șomajului de 1,72%, raportată la rata șomajului la nivel național de 5,54%, înregistrat la 31 martie 2014. Aș vrea să vă spun că în cursul zilei de astăzi, până la momentul acestei conferințe de presă, am avut întâlnire cu toți cei care au muncit o viață întreagă în structurile poliției, în structurile Ministerului de Interne, indiferent că vorbim de poliție pentru circulație, jandarmerie, poliție de frontieră și toate celelalte structuri din cadrul Ministerului de Interne, pentru care le transmit din nou respectul guvernului nostru și pentru care continuăm așa cum ne-am angajat, recalcularea pensiilor, astfel încât să se repare toate nedreptățile făcute în guvernarea PDL. De asemenea, am avut o întâlnire la care cred că o parte dintre dumneavoastră ați participat cu autoritățile locale și instituțiile deconcentrate din județul Timiș, ocazie cu care am prezentat câteva dintre măsurile guvernului Ponta în ceea ce privește punerea în aplicare a legii privind aprobarea ordonanței din 2013 referitoare la salarizarea demnitarilor de la nivelul administrației locale, mă refer la primar și viceprimar, cărora li se va indexa salariul cu corelarea dintre coeficienții de salarizare și înmulțiți cu 600 de lei. Iar în ceea ce privește salarizarea sistemului bugetar, avem în vedere ca aceasta să se majoreze ca și quantum începând cu ianuarie 2015. Discutăm acum cu instituțiile internaționale posibilitatea majorării salarizării bugetarilor, indiferent că ne referim la administrația locală, centrală sau tot ceea ce înseamnă sistem bugetar din companiile, bineînțeles, de stat. Am avut după aceea o întâlnire cu
instituțiile deconcentrate din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la Buziaș, dar și cu pensionarii care beneficiază de biletele de tratament balnear care se asigură de către Guvernul României prin Casa de, Națională de Pensii, respectiv Casa Județeană de Pensii. Și pe această cale doresc să vă spun că pentru anul 2014 am majorat numărul de tichete pentru tratamentul balnear pentru pensionar cu 22.000, iar perioada de 16 zile, restrângerea sau diminuarea cu 2 zile, a fost solicitată de către Federația Națională a Pensionarilor, inclusiv în cursul zilei de astăzi, de a fi redusă de la 16 zile, chiar la 14 zile, dar acest lucru desigur că va fi luat în calcul de către noi. De asemenea, am avut întâlnire cu reprezentanții primelor 20 cele mai mari companii din România care activează în județul Timiș și care pe raza județului dumneavoastră au un număr de angajați de peste 35.000. Am discutat cu reprezentanții acestor companii problemele pe care le ridică în ceea ce privește codul muncii, în ceea ce privește indemnizația pentru creșterea copilului, dar și programele pe care Ministerul Muncii le are în vedere a fi finanțate prin programul de dezvoltare a resurselor umane, prin Marele Fond Social European destinat României pentru perioada actuală și pentru perioada următoare de programare 2014-2020. În concluzie, aș vrea să vă spun că în momentul de față, pentru trimestrul 1 al anului 2014, cifrele arată o creștere economică de 3,8% față de primul trimestru al anului 2013 și în ceea ce privește zona de ocupare avem o creștere reală a câștigului mediu salarial la nivel de țară pe trimestrul 1 cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului 2013, de unde rezultă că această creștere economică începe să se resimtă și în buzunarul fiecăruia dintre cetățeni. De fapt, acesta a fost și obiectivul nostru, să avem o creștere economică care să se resimtă în puterea de cumpărare, iar astăzi când vorbim avem un procent de 4,5% putere de cumpărare, corelat cu rata de inflație de 1,1%, un procent mai mare cu 4,5% a puterii de cumpărare față de aceeași perioadă anului trecut. Aș vrea să vă spun că aceste măsuri vor continua în ceea ce este crearea de noi locuri de muncă și aici pot să vă spun că împreună cu colegul meu aici de față, domnul ministru Teodorovici, în luna iunie vom lansa un nou program pentru a dezvolta și al treilea sector economic din România, după sectorul public și sectorul privat. Este vorba de sectorul economiei sociale, prin care vom da posibilitatea atât organizațiilor neguvernamentale, cât și mediului privat să dezvolte structuri ale economiei sociale care să furnizeze servicii sociale de care are nevoie România. Este un program de 200 de milioane de euro la care lucrăm împreună astfel încât să avem pe de o parte servicii care vor putea fi furnizate în zona economiei sociale, servicii sociale, dar pe de altă parte și o creștere a numărului de locuri de muncă. Aș vrea să vă spun că în România în momentul de față sectorul economiei sociale furnizează 100.000 de locuri de muncă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde în ultimii 2 ani dezvoltarea acestui sector pe politicile europene pe care noi le-am preluat au creat
peste 4 milioane de locuri de muncă. Și aceasta este ținta noastră, să dezvoltăm și al treilea sector al economiei. Aș vrea să, cu această ocazie, să mai menționez un lucru, faptul că în ședința de guvern de marți, săptămâna aceasta, am introdus împreună cu Ministrul Sănătății, cu domnul Nicu Bănicioiu, prin ordonanța de urgență care prevede anumite măsuri de modificare în sistemul sanitar, prevederea prin care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor ieși la pensie la 65 de ani, indiferent dacă sunt bărbat sau femeie. S-a reparat acest lucru, astfel încât s-a ținut cont de solicitarea venită dinspre Sanitas, dinspre Federația Sindicală Sanitas, întâlnire pe care am avut-o ieri în cadrul Ministerului cu prim-vicepreședintele Federației Sanitas, cu domnul Marius Sepi. Am ținut cont de numărul de locuri de nevoia de asistenți medical generaliști, de moașe și de asistenți medical din sectorul sanitar și am precizat clar că se revine la vârsta de pensionare de 65 de ani. Desigur, dacă vreun reprezentant al acestor categorii dorește să iasă la pensie în conformitate cu legea 263/2010, legea pensiilor care este în vigoare, acest lucru se poate întâmpla la cerere.